Был бы человек, и статья найдется. Сепари кэн курын, вам путя сворбим наша фел. А пропи дис при фи кариал доля, алтрелия, примар, дин Република Молдова. Чел пуцин дис при част, ворбеск, тот май мут, алеш локаль. Астаз дискутам дис при пресюня ли политичек, кэр сун супуш, алеш локаль, дин Република Молдова. Я усалут на студио пи инвитаци ми, Елена Грицко, консилер муниципал Белц. Буна сяра, биняц винит. Георгий Раиляну, примар Лураш Лучимишлия. Буна сяра, биняц винит, дом для Раиляну. Ш Алексей Бусуёк, примар Усатул Капаклия. Буна сяра, биняц винит. Прин телефон, дупа пауза, дискутам ку Григория Поличинский, пресюнитель района Удупасарь, каре, дин покати на путут ajunge fizic în acest platou, dar discutăm cu el prin telefon. Domnule Raileanu, începem cu dumneavoastră, pentru că astăzi ați ieșit la o conferință de presă cu alți colegi din cadrul Partidului Liberal Democrat și ați vorbit despre presiuni politice căror sunt supuși aleșii locali și primari din întreaga Republica Moldova. Vă rog frumos, concret, ce se întâmplă? Și despre ce fel de presiuni politice vorbiți? În primul rând, aș vrea să spun că în Republica Moldova așa și nu s-a reușit instalarea unei democrații veritabile. Este o situație foarte fragilă, cu toate că avem într-o oarecare măsură unele libertăți, libertatea de a ne deplasa, dar în unele domenii suntem foarte departe de a fi democrați, cu toate că unele partide se numesc democrate. Și chiar recunoașterea domnului prim-ministru la întâlnirea de la 1 februarie, am să repet acest lucru, cu autoritățile publice locale, dumnealui spune că a invitat primarii, dar au fost calmă, prin primarii care sunt membri calmă, majoritatea, dumnealui a spus că Partidul Democrat are deja 600 de primari. Este asta de 900... Din 1993, da. 98. Este 97, îmi pare că nu. Este un lucru anormal. Eu admit că ar fi putut trece dintr-un partid în altul 5, 7, 10 persoane, poate 20, dar să treacă 150, 200 de oameni și nu viceversa, dar într-o direcție. Vă spun că este un indicator indirect care vorbește că este ceva nu în regulă. Și această nu în regulă este manevre, presiuni, ademeniri politice, ori mai simplu spus, așa cu noțiuni de democrație, este deturnat voința poporului care și-a ales reprezentanții săi pe anumite criterii intelectuale, orientarea în spațiu, în procesul democratic, ca buni gospodari, ca oameni capabili să reprezinte în cea mai mare măsură. Și atunci, practic, dreptul suveran al cetățeanului de a-și avea reprezentantul lui, anume pe cel care l-a votat, încadrat în acel partid, pentru că avem și consilii locale care la fel se primesc și acolo sunt mișcări mai puțin răsunătoare, dar în consilii la fel au loc aceleași procese și atunci se primește că nonsens, alegerile sunt nonsens, nu mai au sens. Și astăzi vorbeam la acea conferință de presă că foarte multe decizii se primesc fără a fi discutate, fără a fi calculate bine. Iată, vorbeam de decizie cu armata. Da, posibil că este corect ideea aceasta, dar eu presupun că ideea are la bază mai degrabă o economie de mijloace. În situația în care noi nu prea primim ajutoare de psihotare, poate să întâmple că fie să urmărească alt scop cu totul. Economia, lichidarea comisariatelor militare, economie și mai departe. Și putem să ne trezim într-o bună zi când vor spune că nu mai facem alegerile astea costisitoare, îi numim primari în toate localitățile, totdeauna îi trec la noi, sau... că suntem poate vor mai deschide niște grădinițe, știți cum? Da. Trebuie de privit partea plină, jumătate plină a paharului. Da, știți? Da, mai efectiv economic. Exact, exact. Da. Bine, ceea ce mi s-a părut foarte grav, eu astăzi am vorbit și cu reprezentanții pe Cermea și cu reprezentanții Partidului Liberal, pentru că totuși mai mult aceste
discuții despre anumite presiuni vin din partea partidelor de opoziție sau din partea oamenilor care s-au ales ca și independenți. Iată ce mi-a scris astăzi, mi-a spus Valeriu Munteanu, vicepreședintele Partidului Liberal, cu care am vorbit. L-am sunat pe la amiază, l-am rugat să mă ajute cu un ales local, pentru că oricum avem acest caz al Nicoletei Malai, care, da, știți, da, s-a discutat pe larg în spațiul public, care a leșinat în sala de judecată. Valeriu Munteanu mi-a scris următorul lucru peste câteva ore. Natalia, personal am sunat minim 15 primari liberali, dar toți și fiecare sunt înfricoșați și nu vor să se expună în fața tangului. Nici când eu eram primar, pe timpul când guverna doar pe CRM, nu era așa teroare. Pot să faci trimitere la cuvintele mele și să mă citez. Asta spune vicepreședintele Partidului Liberal. Tot astăzi am discutat cu doamna Botnarenko, care și ea este fostă primăriță a orașului Soroca, și mie sa mi-a spus că, iată, au publicat pe site-ul PCRM o listă întreagă de primari, președinți de raioane, vicepreședinți, aleși locali, șefi de departamente, care au fost aleși sau numiți din partea Partidului Comuniștilor, și ei toți au fost supuși presiunilor. Este o listă extrem de lungă. Eu pur și simplu voi da citire câteva nume. Policzynski Grigorii, vom discuta cu domnia sa mai târziu, vicepreședinți de raioane, Moduc Valerii Fălești, Sava Valerii Călăraș, Țugulea Ivan, Nisporeni, Bivol Ștefan, Ieloveni, начальники управления районных советов, сняты с работы по политическим мотивам, Журавец Нина Дондушейн, Кройтору Марин Дрокия, Бричень, Керницкий Петр, районный советник, Дондушейн, Мититюк Виктор, районный советник, Дрокия, Маковецкий, Маранчак Тудор, Нику Анатолий, Белинский Вячеслав, Дубасарь, Опра Сергей, Единец, Горашко Андрей, Рожко Александр, Кантемир, Абаби Сергей, Николаенко Михаил, Чубук Роман. Листа и лунга, я могу продолжать. Листа есть она очень лунга. Я думаю, что каждый партий имеет семейные листы. Eu cred că nici nu trebuie de vorbi despre partide, pentru că partidul actual care e la guvernare i-a schimbat, de fapt, pe toți șefii de direcții, toate serviciile concentrate sunt instalați pe linie de partid. Doamna Grițco, în cazul partidului nostru, despre ce presiuni putem vorbi? Natalia, eu în primul rând aș vrea să încep intervenția mea de la faptul că îmi pare foarte rău și mi-este foarte trist că nu este prima emisiune când discutăm despre represiunile politice, despre șantajul care este îndreptat împotriva liderilor de opoziție, aleșilor locali de opoziție și primarilor. Îmi este trist că tot mai des discutăm pe această temă, îmi este trist că soarta oamenilor este pusă în pericol. Într-adevăr, și nu vorbim doar despre alegerea pe care au să o facă ei, să devină primara Partidului Democrat sau să treacă independent, dar este vorba de riscul pe care îl au zi de zi ei și inclusiv alături de membrii familiilor lor. Dar puteți să spuneți concret cum asta se întâmplă? Eu țin minte cum 2 ani în urmă, în acest platou, bine la TV7, primarul orașului Traclie, domnul Filipov, povestea foarte explicit cum de domnie s-a apropiat Constantin Botnari cu, probabil chiar cu un an înainte de alegeri, și i-a propus ca acesta să meargă cap de listă al Partidului Democrat. Domnul s-a refuzat. Pe urmă, de el s-a mai apropiat odată. Eu propus, știți, din tâi l-au luat cu binișorul. Omul evident, a refuzat, asta e tactica. După care s-a trezit cu un dosar penal absolut tâmpit. Noi ne aducem aminte. Până la urmă, domnul s-a câștigat în ultima instanță acest dosar. Dar pentru faptul că a tăiat 27 de tui, copaci, decizia care a fost trecută prin Consiliul Local, pentru această și aprobată de către Cancelarea de Stat. Exact. Deci omul s-a trezit cu dosar penal. 2 ani n-a primit salariul. Deci eu nu știu cum el a trăit. Deci ceva se întâmplă. Este vorba de un primar. Eu aș vrea să-mi continui totuși gândul de ce am făcut această incluziune în temă și de ce am abordat membrii familiei care trec prin acea teroare alături de primari, de aleși locali, de consilieri, indiferent din ce partid nu ar fi, care sunt supuși terorii. Astăzi ne-am trezit în municipiul Bălți cu situația care mi este foarte greu să vorbesc despre aceasta, dar membrii familiilor, colegilor mei din Consiliul Municipal trec prin niște momente foarte grele. Și nu vorbim despre, deja despre încălcarea drepturilor omului,
dar vorbim despre durere, despre suferință umană. Pentru că, da, după cum știe toată țara, a fost o acțiune fără precedent când în luna ianuarie 20 de consilieri din Consiliul Municipal a fracțiunii partidului nostru au ieșit în greva foamei, în semn de protest la tot ce se întâmplă. Atunci a fost ținta noi, consilierii. Poate pe moment s-au oprit un pic aceste represiuni. Pentru că a intervenit ambasada. Pentru că a intervenit ambasada SUA și delegația Uniunii Europene și pentru aceasta le mulțumesc din suflet. Însă ceea ce se întâmplă acum depășește orice limită a moralului, pentru că astăzi sunt terorizați părinții, femeile, surorile și copiii. Dar cum sunt terorizați? Eu vă dau, Grițco, o să exemplific, dar nu o să dau nume exact. Bine, haideți fără nume, concret, cum se întâmplă presiunea? Cum ea are loc? Deci, familia unui coleg de-al meu, care a ținut greva foamei, percheziții acasă la domiciliu la mama lui, care este un invalid deja și o pensionară, percheziții, după acest stres, doamna ajunge în spital cu ictus și astăzi este paralizată. Tot colegul meu avea o soție însărcinată pe atunci, pe ultimul termen, a avut o naștere prematură. Bine, slava Domnului că totul e bine și cu ea și cu copilul. Când mă refer la copii, da? Că sunt deja atacuri în privința copiilor. Avem consilieri care au copii în clasa 12. Și ca să credeți, știți care sunt riscurile? Copiii nu vor da bacul. Le spun. Asta le spun la școală? La școală? Nu la școală. Le spun, îi cheamă sau le transmit prin cineva aceste mesaje că dacă nu ieși din Consiliul Municipal și nu pleci din fracțiunea partidului nostru, copilul tău anul acesta nu va da bacul. Și cum acest părinte îi va explica copilului de ce nu va da bacul? Pentru că este un copil extraordinar, participă la toate olimpiadele, cât bălțenie, atât și la nivel republican. Ce să explice părintele acelui copil? Dar de la acel părinte se cere ce? Să prăsească fracțiunea? Deci acum, de ce au ei nevoie? Deci pentru ei deja nu mai este important ca consilierii noștri să iasă independenți din fracțiunea partidului nostru, dar să plece definitiv din Consiliu, pe motiv că lista partidului nostru deja este epuizată. Deci, membrii supleanți nu mai avem și, respectiv, astăzi sunt supuși terorii consilierii care pur și simplu trebuie să iasă din Consiliu pentru că următorii pe listă vin după acea formulă elaborată de CEC, independență de procentaj, independență de alte chestii. Domnul Busuioc, ce dumneavoastră veți spune despre aceste presiuni? Domnul Murar, știți, eu tot timpul vin cu exemple. Situația de astăzi e cam în felul următor. Ora 4 dimineața, șofer la volan, de exemplu, da? Eu vă dau așa un schematic. Afară e ceață nebună. Tu mergi la volan, ora 4 dimineața, tu ai mers toată ziua, obosit total, și tu mergi pe linia aceea, știți, care, ca să nu ieși carosabil, și mergi foarte atent, dar de aici ți-e frică înainte, că Doamne ferește să oprească vreo mașină și să-l lovești pe dânsul. Ecta cam asta situația astăzi cu primarii. Ceață totală, absolut nicio predictibilitate mai departe. Nimic, nu știm nimic ce ar se întâmple. V-am spus cazul cu... V-am dat așa, într-un mod ironic, dar de fapt să știți cam asta și este elementul... Cuvântul cheie e ceață. Cuvântul cheie din tot ce am povestit eu e ceață. Dincolo de lucrurile astea. Știți, poate e ceață la cei care nu s-au decis cu linia partidului. Doamna Talea, am să vă spun și alt lucru. Chiar și cei care sunt astăzi foarte mulți în Partidul Democrat, care au trecut, da? Și ei sunt în ceață. Fiți siguri, pentru că eu discut, slavă Domnului, am spus că nu ne-au anulat încă dreptul de a comunica la telefon măcar. Și ei sunt în ceață. Nici ei nu înțeleg ce se trece, nici, mai mult decât atât, nici ceilalți care erau de mult în Partidul Democrat, nu prea înțeleg, dar dincolo de azi, nu vreau să discutăm acum despre partide, pentru că situația noi acum o privim, de fapt, pe ansamblu. Noi înțelegem că este un an electoral. Deci de aici noi trebuie să pornim toată discuția noastră. Este un an preelectoral și acum oamenii se poziționează. Unii vor să-l ia cărnațul la ceilalți nu vor să-l dea. Deci acum se începe o poziționare. Nu știu cât ar să dureze, nu știu
Care ar fi până la urmă presiunile, până unde poate să ajungă presiunile astea? Pentru că până la urmă să știți că Consiliul Europei monitorizează, domnul Răileanu e aici, el și de grabă au o ieșire, iar... Da, eu nici câte cunosc, în două zile mergeți la Strasburg. Da, acum ar fi și mai mult decât atât ar să meargă chiar și o echipă întreagă de primari, atenție, de primari, 30-40 de primari, unde vom fi alături de colegii noștri care vor avea cuvântări acolo și desigur că vom avea și intervenții mai mult pe plan internațional deja, pentru că până la urmă înțelegeți nu prea se vede aici perspectiva de a se rezolva anumite lucruri. Se rezolvă, nu putem spune că chiar nimic absolut nu se rezolvă. Mai sunt unele, vă spun, dar părerea mea este curat subiectivă până aici. Oamenii acum simplu se poziționează. Asta este... Dar eu vreau să înțeleg, ce fel de garanție îți dă faptul că tu părăsești partidul tău de opoziție și aderi la partidul de guvernare? Greșeala asta o fac acum băieții ăștia care sunt la guvernare, exact ce și-au făcut ceilalți. Să mă scuză, domnul Răileanu, PLD-meu. PLD-meu, la început, dacă țineți minte, eu adunat pe toți. Raioanele, tot, de fapt, dinainte... Dar prin ce fel, prin ce fel de metode? Dar prin ce fel de metode? Să le spunem așa, metode necreștinești, hai să le spunem deci așa. Deci la fel dosare? Nu chiar dosare, cred că până la urmă erau... Au fost și dosare, dar nu erau așa de cum îi zice... Nu erau așa de multe. Că, de fapt, de unde vine? Vine de la PCRM, da, au venit, că dacă țineți minte timpurile Roșului Împărat, atunci erau exact în felul ăsta. Raioanele ăsta care cei ce lupt eu acum, adică nu numai eu, majoritatea primarilor în CAUB. Noi luptăm ca să scoatem elementul ăsta al doilea, care de fapt el este elementul cel mai nociv pentru administrația publică locală nivelul 1. Pentru că ei se activează, știți, acolo e la un buton, parcă ai că așa un buton, pac, și el s-a activat când îți alegeri. Fiii locali, fii parlamentare, deja fii și prezidențiali. Acum elementul ăsta 2, despre care noi vorbim, toate problemele, de fapt, și, nu știu, la Bălți, municipiu e mai greu, dar la noi, prin raioane, dacă președintele raionului vrea, el îți face probleme și problemuțe de care vrei tu. Primarul, adică. Sigur, pentru că până la urmă sunt o mulțime de servicii desconcentrate, care până la urmă colegii au spus clar că ele sunt așa desconcentrate că ele sunt concentrate mâinile la alții. Eu și atunci vine de la sine. Domnule Răileanu, dar îți puteți povesti concret câteva cazuri cum sunt supuși presiunilor primare din cadrul partidului dumneavoastră? Poate fără ca să dați nume. Cred așa exemple. Deci eu, se lucrează personal... Aș vrea să încep cu ceea ce a spus domnul Busuioc despre Partidul Liberal Democrat, dar o spun începând cu istoria mea. În primul mandat am avut 5 dosare penale, dintre care 4 le-au făcut Partidul Comunist. Iată. Și practic eu atunci chiar am decis, unde noi fiind și partid, să mă preocup și de opoziție, pentru că este absolut nesănătos să fie aplicat așa tratament față de oamenii care vor să servească poporul său, vor să lucreze cinstit. Dar și pe urmă am intrat peste o decadă de timp, am devenit membru al PLDM și acolo, în interiorul partidului, am avut tot timpul poziții, cred că o recunosc toți colegii mei de partid, și în calm același lucru îl promovez ca să nu fie discriminați oamenii pe criterii politice, în primul rând primarii care reprezintă cetățenii, dar vreau să spun că a fost o diferență. Partidul Liberal Democrat nu deținea funcțiile, instituțiile de drept și mai mult prin ademenire. Putea să-i dea cuiva niște bani pentru un drum sau pentru Partidul Democrat. Prin repartizarea banilor din centru. Da, practic dacă același păcat. Același păcat. Ori, am început cu aceea. Dar aș prefera să mă cumpere cineva cu o bucată de drum sau cu ceva decât să-mi facă dosar penal. Adică aici tot trebuie să fim... Dar și iată chiar cu acele mele 4 dosare penale, practic n-au avut scop să mă miște dintr-un partid în altul. N-au fost. Au fost niște răfuieli. Eu aveam reputația de anticomunist. Niște oameni de afaceri au speculat pe chestia asta, dar acum neajunsurile care le-am moștenit, că ele au mers încet, încet, au crescut, n-am reușit să instalăm un regim cu adevărat democratic și aceste neajunsuri au ajuns la o exagerare.
Deja se văd, eu cred că încă puțin și o să-l vadă toată lumea, o să vadă cât e dimbracat regele sau e gol. S-au exagerat într-o măsură oarecare, iată dosarul domnului Policinski, care nu este prezent, este gol, complet. Eu nu înțeleg, ori anchetatorii ce n-au omul nici... care a fost, mă scuzați, ales local, primar, da, președinte de raion, câți ani are Republica Moldova contemporană, atâția ani omul a servit în administrație publică. N-are nicio afacere, n-are niciun business. Și iată cum s-a trezit. Am să glumesc, nici un pic de respect față de domnul Policin, să-i fac un dosar ca lumea. Sunt convinsă că domnul Policinski ne urmărește acum, îl vom suna după pauză, ne va povesti despre acest dosar. Ce fel de dosar ca lumea îi fac ei acum? Eu cunosc mai multe cazuri când primarii au avut probleme, au fost tăriți pe la CNA, pe la procuratură. N-am asistat, pentru că discuțiile astea nu se petrec în prezența altor oameni, dar știu de la unii dintre ei că li s-a propus, dar mai des cunosc cazuri când li s-au propus altceva. Li s-au propus să le facă un drum, să dea bani pentru ceva necesități în localității. Și chiar presupun că unii aleși locali, eu cred că unii speculă pe... Adică își îndreptățesc faptul că au trecut de la un partid la altul prin presiune. Dar, de fapt, în multe cazuri, cred că este anume interesul acesta economic. Și aici, dacă o să ajungem la cazul doamnei Nicoleta Malai, cred că am să mă expun... Eu cred că în Republica Moldova s-a instalat un regim în care sunt folosite și băta și... Biscuitul. Biscuitul, să numim, preanică ne-am dat. Băta este o pildă primarul din Basarabeasca, care chiar am materialele dosarului dumnealui, le cunosc și cu dânsul am avut discuții. Nu este destul de clar cine a încercat pe dânsul să-l... șantajeze, să-l impună, pentru că dumnealui îmi spune că reprezentanții Partidului Socialist, în alte cazuri Partidul Democrat, posibil că ambele partide folosesc aceste instrumente. Acestea sunt cazuri când într-adevăr au fost exercitate presiuni, iată cazul domnului primar din Taraclia, și sunt cazurile când primarii au trecut din niște interese. Nu puteau rezolva o întrebare nici de cum. Și au trecut în Partidul Democrat, eu chiar îi întreb. Și întrebările s-au rezolvat? Da. Dar i-am ce fel de întrebări? Astea sunt întrebări care țin de localitate sau da, întrebări de obicei, da. 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 De obicei... Da, regulă de localitate și m-au asigurat mai mulți primari, unii chiar eu m-am convins singur, fără să-mi spună dumneavoastră că li s-au rezolvat. Poate nu în deplină măsură, dar acum eu cred că Partidul Democrat nici nu poate rezolva pentru 600 de primari. Dar și asta este un fel de șantaj. Să înțelegi că este pozitiv, este, dar oricum este șantaj. O impunere când ești sub presiunea cetățenilor care așteaptă de la tine să rezolvi problema respectivă, n-ai cu ce și până la urmă ești nevoit să mergi în genunchi, să ceri. Iată, eu aș putea spune despre noi cu parcul industrial. Avem un proiect a parcului industrial, am elaborat documentația de proiect vreo 700.000 de lei, ne-au impus să o corectăm, să modificăm. Tot a fost o încercare de a ne bloca. Cu uite, nu așa trebuie să stai lungul, dar de-a curmezișul. Am schimbat proiectul, am fost inclus în documentul unic de program cu 15 milioane de lei, ca până la urmă totdeauna să nu primim nici un leu. S-au găsit alte motive, că n-avem lut, parcă toată Republica Moldova... Părerea dumneavoastră, dacă ați fi fost în epidemie, ați avea nu că dacă, dar la sigur că avea să fie rezolvat problema și mai multe probleme. Bine, aici ne întrerupem pe o scurtă pauză, revenim curând și discutăm cu domnul Policinski, președintele raionului de Băsari, care se ciocnește acum cu un dosar destul de serios. Rămâneți cu noi! Începe nu doar un simplu meci. De la minge începe o istorie de neprețuit.
Începeți calea către istoria de neprețuit a fotbalului. Achitați cu cardul Mastercard și aveți șansa să câștigați o călătorie la UEFA Champions League Final Kiev 2018. Și dacă noi vrem să alegem Consiliul Blocului, cineva trebuie sau nu trebuie să aibă grijă de toate? Trebuie, dar să aleagă toată lumea, nu unul. Trebuie să facem o comisie, ca alegerea să fie corectă și... transparentă și exprimat liber, în vot direct. Ne va spune cum să ne organizăm doamna Ludmila, că ea a fost în comisie electorală și când s-a ales primarul, și când s-a ales parlamentul, și când s-a ales președintele țării. Veniți cu buletinile de identitate. Votează doar cei care locuiesc în bloc. Să facem liste cu alegătorii. Alegerile libere și corecte depind de fiecare din noi. Fii responsabil și implică-te! Poți asist și eu la numărat? Chiar vă rugăm, domnul Andrei. Democrația contează. Comisia Electorală Centrală. Să nu uit, când s-a terminat, să ne aduceți borcanul. Richard, Kralevski ceai. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Am revenit în studio, continuăm să discutăm despre presiunile cărora sunt supuși aleșii locali și primari din întreaga Republica Moldova. Foarte curând vom discuta cu Grigore Policinski, președintele raionului Dobosari, care acum riscă până la 16 ani de închisoare. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărire penală și a expediat în instanță de judecată dosarul domniei sale. Grigore Policinski este învinuit de abuz de serviciu și cauzarea daunelor în proporție considerabile intereselor publice. Despre aceasta discutăm cu domnia sa foarte curând, dar înainte de asta vreau să vă întreb, dumneavoastră cunoașteți vreun primar pe SRM care să fie supus unor asemenea presiuni despre care vorbiți dumneavoastră? Sau pe idee? Deci vreau să înțeleg, deci asta vine doar în direcția partidelor dumneavoastră sau celor independenți? Eu una nu cunosc niciun caz a primarilor de la Partidul Socialist care să fie supuși acestei terori prin care trecem noi toți, care suntem din partide de opoziție. Eu una n-am auzit de așa cazuri, respectiv nu am auzit nici de reușitele și rezultatele frumoase pe care le au primarii de la PSRM. Asta e deja cu totul altă istorie. Stimați colegi, dar știți cum, eu undeva mă deranjează lucrul ăsta când spune că e ca primarul PSRM, primarul PLDM, primarul... Din păcate suntem în așa realitate. Da, 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 pentru că apartenența politică joacă un rol foarte important în condițiile noastre. Iaca aici picătură cu picătură calmă lucrează de ani și ani de zile și vorbește despre descentralizare. Când primarul să nu mai aibă absolut niciun, cum îi zice, niciun angajament față de un partid politic. Atunci când eu liber am să gândesc pentru comunitatea mea, fără să-mi stie cineva în spate și să-mi facă în ea, să mă, cum îi zice, să mă manipuleze, atunci lucrurile ar să meargă ca lumea. Dar lucrurile astea, ele se fac prin legislație. Legislația nu trebuie să fie, că deseori legi se bat cap în cap, înțelegeți, anumite legi. Și atunci ele sunt interpretabile. Și în felul ăsta noi dacă vreți, noi ne excludem, noi ne auto-excludem singur, Republica Moldova, ne auto-excludem din circuitul nostru european. Cu așa fel de abordări, noi singuri ne auto-excludem de acolo. Deci sunt niște lucruri unde noi trebuie să ne... Ceea ce faci și calmul, eu iar revin la calm, pentru că sunt membru calm și chiar mă mândresc cu asta. Acolo picătură cu picătură se vorbește lucrurile astea. Noi avem experți deja. Noi avem o practică, dacă vreți, și internațională deja. Și aici noi le dăm soluția pe tavă, le dăm la toți. Numai nu vor și gata. Mă înțelegeți? Tortul este prea deja, prea bun. Și eu mă gândesc, în firea mea mă gândesc. Totuși, până la urmă, foarte mulți de ăștia lideri mari, care astăzi se consideră foarte mari, prin prejurul la Cărnați, ei ar vrea să părăsească doamna Morar. Dar ei nu mai pot părăsi deja. Pentru de că sunt anumite lucruri, sunt anumite mișcări unde tu te-ai băgat deja așa de adânc, că tu de acum nu mai poți ieși de acolo.
este așa ceva. El înțelege că de acolo unica ieșire este lângă Filat sau, mă rog, în alte pentru că este pufușor, pe botișor la fiecare, da, sau, și aici, și aici, sau în cazul eu, în care tu eu pleci, sunt sigur că mulți din în cazul în care tu pleci, ar vrea, să-și negocieze securitatea lor, ar vrea să o negocieze, ca să iese, să bagi marșarierul. Deja nu mai poate, pentru că comunitatea europeană nu-ți poate asigura ție securitatea ta, că n-ar să te mai atingă nimeni după asta, da? Eu mă dau la o parte, de exemplu, da? Am făcut ce am făcut, am tăiet, am spânzurat, acum mă dau la o parte și eu sunt un creștin de bună credință. Deja nu se mai poate, pentru că comunitatea europeană, dacă cineva, uite la mine acolo care ar să vină în sat, este un monument, scrie nimeni nu-i uitat, nimic nu se uită. Să nu creadă cineva, chiar și astăzi, cei care fac dosare, care semnează arestări și așa mai departe. Lucrurile astea ar streacă așa, pe lângă urechi. Toate la timpul lor, doamna Natalia. Da. Dacă îmi permiteți, eu aș avea totuși un comentariu. Într-adevăr, nimeni nu neagă sau nimeni nu pune la îndoială efortul pe care îl depune Calm, într-adevăr, în protejarea aleșilor locali, în promovarea drepturilor lor la nivel central, în aduce mesajul cât mai curând. Dar cum ziceți dumneavoastră, picătură cu picătură, haideți să fim realiști, să spunem lucrurilor pe nume. Dacă nu vor dori cei de la regim ca reforma descentralizării, să o luăm, că nu mergem mai departe, nu vor să fie realizată, nu se va realiza. Și Calm poate, nu doar picătură cu picătură, dar chiar cu pași rapizi să încerce să rezolve toate problemele, nu va putea. Din păcate, este o organizație necomercială și nu este o organizație cu factori de decizie, din păcate, în Republica Moldova, necătând că face foarte multe lucruri frumoase. Și dacă tot s-a abordat contextul Consiliului Europei, într-adevăr, cei de la Consiliul Europei sunt șocați de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. În ultima perioadă de timp, în ultimele luni, știți dumneavoastră că am avut mai multe vizite și la Consiliul Europei, și la Congresul Autorităților Locale, și la Parlamentul European. Situația din Bălți i-a șocat extrem de mult și în acest context, pe data de 28 martie, în cadrul sesiunii plenare a Congresului Autorităților Locale și Regionale pe lângă Consiliul Europei, voi avea o intervenție, am fost invitat oficial, voi avea o intervenție unde voi povesti despre represiunile politice prin care trec aleșii locali și în mod special situația din Bălți, care într-adevăr i-a șocat extrem de mult. Pe această cale vreau să le mulțumesc corpului diplomatic din Republica Moldova care s-au consolidat asupra acestei probleme și, într-adevăr, Bălțul ăsta astăzi este în vizorul lor. Și știu că fac mult accent pe Bălți, dar ceea ce se întâmplă, de fapt, asta nu se referă doar la Bălți, se întâmplă pe teritoriul întregii țări. Ne-ar salva ceva, cred eu, dacă ne unim eforturile și dacă încercăm zi de zi să luptăm pentru apărarea drepturilor noastre. Și din păcate noi trebuie să căutăm apărarea drepturilor noastre nu aici, în Republica Moldova. Din păcate zic acest lucru. Dar oricum nu cei din Europa ar trebui să vină și să ne facă lucrul nostru de acasă. De acord. Cum să merg eu azi, Natalia, la procuratură sau la poliție ca ei să mă apere, să-mi apere drepturile mele, să-mi apere familia, dacă tot ei sunt acei care aplică aceste metode murdare. La cine înseamnă că eu trebuie să merg? Să merg la președintele țării care astăzi a uitat de cetățenii săi și nu a zis niciun cuvânt, absolut niciun cuvânt, despre deținuții politici, despre situația, despre persecutările politice, pe criterii politice din Republica Moldova. Deloc nu zice. Păi stați un pic, domnilor, ce să facem noi atunci, aleșii locali? Eu propun să discutăm cu Grigore Policinski, președintele raionului de Bosari, care este acum în legătură directă cu noi. Domnule Policinski, bună seara! Bună seara! Domnul Policinski, din păcate n-ați reușit să ajungeți în studioul nostru. Sper că prin telefon ne veți povesti mai multe detalii despre dosarul dumneavoastră. Așa pe scurt, pentru cei care nu cunosc, dumneavoastră din anul 91 faceți parte din autoritățile publice locale. Da? Alo! Repetați, vă rog, pentru că nu v-am auzit bine. Deci, pentru cei care nu cunosc, dumneavoastră din 91 sau 92 faceți parte din apele din autoritățile publice locale? Da, eu am lucrat din 91 vicepreședinte a Sovietului Sătesc,
După asta, din anul 95, de la primele alegeri care au avut loc în Republica Moldova, și anume vorba de alegerile primarilor, în cadrul autorităților publici locale, am avut două mandate de primar și din 2003 deja patru mandate de președinte de raion. Patru mandate. Acum sunteți președinte din partea Partidului Comuniștilor pe care l-ați părăsit. În anul 2015, într-adevăr, am fost ales pe lista Partidului Comuniștilor la funcție de președinte și am fost ales, sigur, că și cu suportul colegilor din Partidul Democrat, vreau să spun. Am înțeles. Domnule Polcinski, acum noi ne-am trezit cu faptul că dumneavoastră, omul care din 91 servește în apele, v-ați trezit cu un dosar penal. Lista acuzațiilor este atât de lungă încât nu vreau să pierd timpul emisiunii, doar așa pe scurt. Încheiere ilegală a unor contracte de achiziționare a serviciilor de asistență juridică, fraudarea licitațiilor publice, acordarea nejustificată a adausurilor salariale. Deci lista este una foarte lungă. Dumneavoastră riscați până la 16 ani de închisoare cu privare de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de până la 15 ani. Dumneavoastră, cum explicați și cu ce motivați dosarul pornit pe numele dumneavoastră? Știți, vreau să spun că este absolut regretabil că unele persoane din cadrul organelor de control atât de ușor pot să aducă niște învinuiri atât de grave, într-adevăr, reprezentanților autorităților publici locale. Vreau să spun acest lucru, fiindcă chiar recent, data de 26 ianuarie, am avut ultima ședință în cadrul altui dosar penal care l-am finisat, și anume este vorba de dosarul care a fost început ca urmare a controlelor din anul 2012. Am câștigat absolut toate instanțele, inclusiv a fost reîntors dosarul de la Curtea Supremă, la Curtea de Apel din nou l-am câștigat. Și, deci înseamnă că acest dosar nici măcar nu este primul dosar al dumneavoastră. Despre asta anume și este vorba. Și n-am terminat cu dosarul respectiv, că pe data de 12 martie am fost informat de către reprezentanții Procuraturii Anticorupție despre faptul că sunt învinuit, după cum ați spus dumneavoastră, tocmai pe 6 epizoade. Da, 7 capete de acuzație. Și cum a spus și dumneavoastră, când am mai auzit că tocmai 16 ani, chiar am stat foarte îngândurat, fiindcă mă gândesc eu, este absolut incredibil că după 26 de ani de activitate în domeniul administrației publice locale, să ai o asemenea atitudine din partea unor reprezentanți a unor structuri de control din țară, sigur că este absolut neplăcut. Mai mult ca atât, vreau să spun că eu sunt optimist, absolut, în chestia respectivă. Nu am frică de instanțele de judecată. Invers, toate documentele sunt prezentate, le voi prezenta și în instanța de judecată, dar este, eu vreau să accentuez acest lucru. Este o situație neplăcută, fiindcă avem reprezentanți al organelor de control care sunt foarte departe de a înțelege ce înseamnă administrația publică locală. Sunt foarte departe de a înțelege ce înseamnă. Eu văd că colegii din platou sunt de acord cu dumneavoastră. Domnule Polcinski, eu nu vreau să intrăm în detaliile dosarului dumneavoastră. Noi neapărat vom urmări tot procesul în instanță de judecată, dar vreau să vă întreb totuși dumneavoastră cu ce motivați acest dosar? Pentru că Partidul Comuniștilor vorbește despre represiuni politice în cazul dumneavoastră, dar și mai numește o listă întreagă de oameni aleși locali, primari, vicepreședinți de raioane, de raioane, care au fost numiți sau aleși pe listă pe cerimedră, care au fost supuși presiunilor. Dumneavoastră, sunteți de acord cu poziția lor? Eu cred că este absolut important ca autoritățile publice centrale, organele de drept, să își plece urechea la recomandările Consiliului Europei. Eu absolut sunt convins că asemenea dosare nu sunt doar pentru Polcinski sau pentru Răilean, sau pentru alți conducători. Asemenea dosare, inclusiv la mine, în raionul Băsari, au primari, inclusiv și de la partidul de guvernământ. Și atunci când intri în esența acestor dosare, când chiar solicit să fie prezentate unele note informative pe o situație sau a doilea, într-adevăr, te uimește faptul cât de departe
este perceperea organului de control și o accentuez acest lucru. Și totuși, domnule Policinski, în cazul dumneavoastră, în cazul acestui dosar, putem vorbi despre presiuni sau nu? Eu cred că nu am niciun argument în momentul de față să vorbesc despre careva presiuni din partea la un partid sau altul. Invers. Deci Pe Ceremeu nu are dreptate când vorbește despre presiuni politice în cazul dumneavoastră? Vreau să... Sau dumneavoastră v-ați răzgândit? Pe Cermeu a vorbit despre o listă întreagă de colegi. Eu nu cunosc situația, pentru că sunt diferiți aleși locali, sunt diferite situații. Eu una pot precis să vă spun că am susținerea totală a cetățenilor din raionul Budapest, inclusiv a Consiliului Raional. Fiindcă toate sursele bugetare sunt bugetate, sunt trecute prin deciziile Consiliului Raional și deciziile sau dispozițiile la care fac trimitere organele de control. Absolut au trecut controlul legalității Cancelarei de Stat. Despre aceasta este vorba. Pentru că atunci când era vorba de implicarea Cancelarei, atunci da, eu aveam careva motive. Eu astăzi despre dosarul meu nu pot să vorbesc. Am înțeles. Eu înțeleg că dumneavoastră nu vă puteți expune pe seama dosarului dumneavoastră, pentru că asta poate fi perceput ca și, și presiune asupra instanței de judecată. Vă înțeleg. Inclusiv de ce încercați să fiți poate mai atent în declarațiile dumneavoastră, eu chiar vă înțeleg. Dar atunci când spuneți despre faptul că știți și reprezentanții Partidului de Guvernare, de Guvernământ, care sunt supuși presiunilor, vă referiți la primari, puteți să ne dați măcar câteva nume, pentru că noi aici în platou am încercat. Da, sigur, primarul din satul Oxente, raionul Batar, care este reprezentantul Partidului Democrat. Este vorba de colegul meu din Criuleni, fostul președinte de raion, domnul Iuri Andriuță, care de asemenea a fost din partea Partidului Democrat. Eu nu cunosc la Andriuță detaliile, dar în ce își privește detaliile primarului de la Oxente, la sigur că acolo, într-adevăr, sunt niște erori a organelor de anchetă care practic încearcă, fie că este o, mai mult aș spune eu, ori încearcă și au un plan careva, știți? Că cât mai multe dosare să le arăte, că ei sunt buni și lucrează. Sau, într-adevăr, într-o formată a doilea, nu înțeleg ce înseamnă administrația publică locală și rolul acesteia. Fiindcă eu, ca președinte de raion, un primar nu se supune și nu are subordonare directă guvernului. Nu are subordonare directă autorităților publice centrale sau chiar curții de conturi. Și acest lucru, într-adevăr, trebuie perceput și învățat la toate nivelurile. Iată, la acest capitol, chiar sunt dispus prin dosarul meu și acel care din 2012 pornit și acesta din anul 2018 pornit, să le demonstrez la toți, inclusiv la organele de control, că autoritățile publice locale trebuie să fie respectate. Trebuie domnul să fie atenți. Acolo unde se fură, înseamnă că trebuie într-adevăr de delit cu legea, acolo unde se lucrează, să nu încerce să facă show-uri din numele unei sau altele. Domnul Policinski, potrivit dumneavoastră, organele de drept sau organele de control la care dumneavoastră vă referiți, acum își fac treabă independent, fără nicio influență politică? Nu pot să afirm, pentru că nu am argumente. Nu aveți argument. Eu, pur și simplu, am citit declarația Partidului Comuniștilor în privința dumneavoastră. Aceasta a fost una foarte dură și foarte tranșantă. Dumneavoastră sunteți mult mai atent în ceea ce spuneți și eu mă întreb. Asta poate influențat cumva de faptul că dumneavoastră vă temeți de o pedeapsă dură și de ce nu vă permiteți să spuneți ceea ce, într-un fel, toată lumea înțelege? Doamna Natalia, stimați colegi, vreau să vă spun că Policinski a trecut prin foarte multe încercări, cu mult mai dure decât asemenea învinuiri. Și în timpul războiului, și după război, și nu am frică absolut. Dacă aveam frică, de mult plecam din țara aceasta. Eu am respect, în primul rând, pentru numele meu și pentru echipa pe care am onoarea să o conduc din cadrul Consiliului Raional de Bătaie. Eu am respect pentru colegii mei din administrația publică locală și vreau încă o dată să spun că prin exemplul meu am să demonstrez că organele de control nu au dreptate și nu au dreptul să facă asemenea presiuni asupra aleșilor locali.
Eu văd că domnul Busuioc are o întrebare sau vrea să aibă o intervenție. Domn președinte, dar mi-e interesant un lucru. Organele de control, care astăzi vă chinui în stânga și în dreapta, noi înțelegem, ca și pe toți mulți din noi, dumneavoastră, credeți că iar să vă răspundă vreodată sau nu? Pentru că vă dați seama că ei, de fapt, atentează la nume, ei atentează, de fapt, la familie, la reputația dumneavoastră. Dumneavoastră, credeți că iar să fie vreodată pedepsiți băieții ăștia sau nu? Nu cred că vor fi vreodată pedepsiți. Aici, stimate domnule coleg, vă dau dreptate. Este într-adevăr foarte greu, nu atât pentru mine, cât într-adevăr pentru familie, pentru apropiații mei. Și vreau să încă un element să menționez, că într-adevăr atunci când colegii mei, pentru că astăzi în studioul s-a vorbit foarte mult despre frica respectivă a primarilor, a aleșilor locali, nu cumva să facă un pas să spună ceva sau să declare ceva. Este într-adevăr un element dureros, fiindcă astfel se pune piedică la dezvoltarea locală. Astfel are de pierdut atât autoritatea locală, cât și nemijlocit dezvoltarea țării noastre, Republica Moldova, la general. Și vă rog să fiți de acord cu mine că la acest capitol, noi, într-adevăr, eu sper foarte mult că opinia publică, iată, asemenea discuții în studio, discuții în public, inclusiv susținerea noastră din partea organelor internaționale și nemijlocit a partenerilor de dezvoltare, într-adevăr, sper foarte mult că vor da un impul pentru toți colegii, inclusiv acei din organe de control, de a studia, de a învăța legislația și exemplele, practicile bune din întreaga Europa. Eu totuși pledez, stimate coleg, pentru faptul ca să colegii ăștia care astăzi semnează dosare, care spun eu tot timpul și cei și scris la mine în sat, nimeni nu uitat nimic, nu se uite. Eu totuși sper că într-o zi iar să fie pedepsiți băieții ăștia. Domnul Policinski, eu mulțumesc foarte mult, noi trebuie deja să luăm pauză de publicitate. Vă doresc un proces absolut independent și echitabil. Eu cred că oricine merită acest lucru. Da, vă dorim acest lucru. Seară bună vă doresc. Asta e. Eu am citit înainte de emisiune. De ce a abandonat Partidul Comunist? Eu am înțeles. Deci, știți, asta e problema lui personală. Nu contează. Noi știm ceva. Dar păi, acum, da. El acum o să treacă la Partidul Socialist. Acum ascultând foarte atent ceea ce a povestit domnul Policinski, eu mi-am adus aminte de ceea ce mi-a scris Valeriu Munteanu, vicepreședintele PL, astăzi, înainte de emisiune. Natalia, eu personal am vorbit cu 15 primari. PL, toată lumea se teme să iasă în public și să vorbească împotriva tancului, pentru că ei merg ca tanc. Eu cred că este destul de clar pentru mulți ce se întâmplă. Noi aici ne oprim, pe câteva minute rămâneți cu noi. Ричард. Королевский чай. Treizeci și unu martie. Data limită a raportării ajutoarelor de stat. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Iată, ne scriu oamenii care ne urmăresc live pe Facebook, din Ocniță ne scriu la Ocniță, primarul de la Socialiști este întru totul susținut de democrați. Chiar și pe ficiorul acestuia l-au angajat șef la poștă din oraș. Asta e. Ne scriu oamenii din Ocniță. Domnilor, dar cum vedeți ieșirea din această situație, domnule Raileanu? Am intrat în emisiune? Da, deja am intrat. Cum vedeți ieșirea din situație? În primul rând, eu am să spun, am să confirm același lucru, că este o chestie de sistem.
Noi am ajuns la așa o etapă că structurile politice a statului încearcă să mențină, să construiască o verticală a puterii care să dirigeze de sus în jos tot. Le cam fug de sub picioare instrumentele vechi, presa vori, nu vor, cu tot monopolul asupra radioului și televiziunii, dar totuși are o doză de independență, sunt mijloace de informare masă de alternativă, judecătorii nu chiar toți absolut sunt conformați și atunci folosesc aceste pârghii precum sunt instrumentele, adică organele de drept, procuratura, CNA. Eu de câte ori m-am adresat și am mai spus acest lucru, că am adresat, eu sunt un om activ, am adresat foarte multe apeluri, să fiu ajutat în diferite litigii, cazuri foarte suspecte, niciodată n-am primit niciun ajutor de la organele statului, niciodată. Și din contră, dacă cineva... V-ați adresat după consultări, dar, cum se faceți după corect consultări, așa? Chiar am sesizat, am scris denunțuri, multe, nu un denunț. Niciodată n-am avut niciun efect din partea statului, nicio susținere. Și din contră, cum numai cineva avea vreun interes economic să adresa la partidul respectiv, la un partid sau la altul, imediat se făcea un dosar penal, se exercitau presiuni. Chiar pot acum spune câte că... dosare penale aveți? Acum? Da. Acum am în stanța de judecată două dosare penale. Anul trecut mi s-a vorbiți închis. Cu atât ușurință despre acest nu, lucru. Nu, pentru că m-am deprins cu dânsele, nu mă mai tem absolut deloc. Dar ce riscați? Nu risc nimic. Bine, haideți, eu înțeleg că sunteți absolut bine. Sigur, dar... Nu risc și vă spun sincer că nu mă tem, am o vârstă când cred că toți care ajung la vârsta mea nu mai iau de ce să teme. Practic, activitatea de bază este în trecut, așa cred eu, și acum putem merge la orice. Chiar în cazul că voi fi făcut o jertfă a regimului, nu mă deranjează foarte deci, mult. Sunteți pregătit inclusiv de da, asta? Da, sunt pregătit. Dar ce cer procurorii în aceste două dosare? Cred că câte vreo 5 ani de pușcărie cu lipsirea dreptului de a ocupa funcție, că asta e standard. Pentru toți, cam toți primarii au aceleași acuzații. Nu, iată, în cazul domnului Policinski e vorba de 16 ani de privare de libertate și tot de până la 15 ani o interdicție de a ocupa funcție publică. Mai multe pretinse crime, cu toate că nu sunt crime. Vă spun, a să vedeți, nu o să ajung la judecată, dacă ajung la judecată, îți fac de râs. Îți fac absolut de râs. Și ca să continuu, cred că un instrument este presiunea prin instanțele de drept și a doilea este finanțele publice. Prin instanțele de drept înseamnă că aveți încredere în aceste instanțe de drept? Nu am încredere. Acum atunci să faceți presiune prin instanțele de drept? Nu, am în vedere că... ei cum fac presiune? Da, ei fac presiune prin instanțele de drept. Eu cred că noi o să reușim totuși să... Dar ce instrumente v-au rămas dumneavoastră în calitate de primar, de exemplu? Ce instrumente? Eu ca să vă apărați. Mă apăr, studiez foarte mult, mizez pe sub sprijinul cetățenilor și m-am convins după primul mandat când n-am reușit aproape nimic să fac în oraș, am avut 5 dosare penale, 4 mi le-au făcut comuniștii și un dosar aceștia. Pot spune că tot Partidul Democrat. Că reprezentanții care s-au ocupat de mine erau, care s-au plâns, care au falsificat niște documente, sunt din acest domeniu. Și cetățenii m-au votat. Se vede că totuși au nevoie de oameni care au principii, care stau destul de ferm. Da, n-ai reușit. Eu știu, poate nici nu doresc ei să îmblăm în patru labe sau în genunchi în fața guvernării. Că un primar îngenunchiat este îngenunchiat toată localitatea, așa înțeleg eu. Atunci nu mai vorbim de demnitatea întregii localități. Iată, așa e situația și cred că mai avem o speranță, iată, doamna a vorbit despre Consiliul Europei, despre instituțiile europene, poate dumneavoastră nu este la curent, noi tot timpul la Strasburg ridicăm această întrebare, la sesiunea 33, la ultima sesiune, am fost chiar ascultați toată delegația din Republica Moldova cu toată conducerea și șefii de comitete și fracțiuni și toți au participat la o discuție foarte profundă. Apoi cred că știți că au fost diferite grupuri de monitorizare în Republica Moldova. A fost un raport acolo. A fost domnul Iagland la
secretarul general. Domnule Răian, să mă scuzați, dar așa acum vă ascult și păreți cam naiv. Nu, sunt naiv. Nu vă supărați. Deci, noi avem al doilea raport, a doua părere a Comisiei de la Veneția, care spune scurt pe doi, clar, că schimbarea sistemului electoral nu este benefică, nu este oportună. Eu cred că sunt niște acțiuni disperate a guvernării. Deci, este vorba de Comisia de la Veneția și da. Acest lucru este în totalitate declarat, ignorat. Noi auzim zeci de argumente de ce, de fapt, s-a făcut exact așa cum au dorit cei de la Comisia de la Veneția. Noi înțelegem că la alb se spune negru, la negru se spune alb. De ce crezi că în cazul primarilor sau în cazul situației cu apeleurile ei ar fi mai receptivi? Eu mă gândesc că noi trăim acum un moment foarte important când balanța poate să înclină într-o direcție sau alta. Și am impresia că guvernarea noastră înclină spre modelul belorus. Iată, izolat, Lukashenko, dictatură și mai departe. Adică se folosește din moment... Eu cred că exemplul belorusului încă ne poate părea... Floare la ureche? Nu. Noi suntem rudiți cu localitatea din Belarus, știm ce înseamnă modelul belarus. Este efectiv economic, dar are foarte multe probleme de democrație. Dar la noi nici economic efectiv nu este, știți? La noi nici economic nu efectiv și cred că nici nu va fi. Dar acum ei exploatează rezervele, pentru că întotdeauna când este dezordine, undeva sunt scăpate din vedere niște rezerve. Și atât acum când finanțarea din Uniunea Europeană este mai slabă, se mizează pe rezerve și încearcă pe toate căile să-și asigure o perpetuare. Inclusiv, iată, am mai vorbit deja, cred că cu programul ăsta, cu drumuri bune pentru toată Republica, au folosit rezerve, amendează mediul de afaceri, nouă nu ne permit să mărim salariile, nu se măresc pensiile, ei acum au spus ceva. Dar o să vă facă în schimb 800 de metri de drum? Mai încearcă, iată, vorbeam despre comisariatele militare, cred că o să le lichideze. Au primit o lege privind modificarea la codul penal, unde au micșorat termenele, adică sunt discuții încă, dar să se mizeze mai mult pe amenzi. Tot scopul este de a aduna bani la buget. Dar eu totuși vreau să înțeleg ce instrumente v-au rămas dumneavoastră pentru a vă apăra. Instrumentele noastre este solidaritatea autorităților publice locale și a cei care sunt la guvernare, din partidul la guvernare și a cei care nu sunt la guvernare. Și eu consider că există așa o solidaritate. Poate nu se expun destul de... Dar știm că s-au încercat provocări și nu s-au dat la provocări colegii noștri de la partidul de guvernământ. Este o solidaritate, înțeleg foarte bine că mâine poate schimbi situația. Apoi, problemele noastre sunt cam identice. Și dumneavoastră ați întrebat dacă cunoaștem cazuri Partidul Socialist, fie dosare penale și Partidul Democrat. Partidul Socialist nu cunosc niciun caz, nici eu ca și domnul Busuioc. Dar Partidul Democrat, eu cunosc cazuri când au dosare penale și am impresia că acolo se încearcă de a stopa, în limba rusă, inacomâslie. Să fie toți, adică îi ține toată forma sub ordonare, ca nu cumva să rupă vreo oaie din turma aceea să ne arăt pe alt drum. Ca să finalizez. Da. Și a doilea lucru, eu îl consider foarte important, finanțele publice locale. Noi am obținut o doză mică de independență, prin modificarea legii privind finanțele publice locale și iată, acum este pildă cu fondul rutier. Și chiar dacă cred că ați privit emisiunea cu domnul... Da, sigur. Da. Noi considerăm că trebuia și banii ăștia să meargă tot pe același principiu ca fondul rutier. Odată ce vor dumnealor să ajungă la toți cetățenii, asta este cea mai sigură cale de a ajunge totuși la fiecare cetățenii. Domnule Răleanu, ei vor să câștige electoral din asta. Dumneavoastră înțelegeți foarte. Eu v-am spus la începutul emisiunii că ei, de fapt, acum e o poziționare electorală. Ați vorbit despre Comisia de la Veneția a doua oară care a spus, știți, de fapt, cu cât de inteligent și cât de tare și mare nu te-ai crede tu, părerea mea curat subiectivă până și tu n-ai să poți să lupți cu comunitatea europeană. Eu cred că comunitatea europeană ar să ne aducă pe noi într-așa un sistem, știți, în șahmat este Zung-Zwang. Noi să ajungem la Zung-Zwang, să țineți minte, unde ar fi, când ar fi pus într-așa o poziție. Acum în toamnă sau mai târziu? Eu aș vrea să fie acum în toamnă, dar cred că, nu știu, mă rog, că aici e clar că nu eu hotărăsc acolo, hotărăsc capul mult mai, inteligent. Wishful thinking, realitatea dorită, mai mult. Dar că
Republica Moldova va fi adusă la Tsungtsvang, asta e 100%. Asta e 100%. Lucrurile nu poate să meargă, să degradeze până într-acolo, pentru că Moldova totuși, vrei nu vrei, noi suntem angajați în anumite procese europene. Este târziu deja, dacă nici calmul deja, dacă observați, calmul, Congresul Autorităților Locale, el a încercat prin diferite, domnul Răilean, știe, prin diferite metode, să îl rupă, de acolo să tragă, de aici să ne fărâme. Nu a putut, pentru că noi deja avem o voce în Consiliul Europei. Calmul are deja o voce. E greu deja să ne înnăduși pe noi. S-au încercat, v-am spus, pe diferite metode. Care ar spus că ar fi soluțiile aici, în ultimele cuvinte, domnul Răilean le-a spus. Asta e autonomia financiară. Deci, clar că primarii, prin intermediul calmului și prin intermediul primarilor care îi avem în Parlament, îi lobby. Noi trebuie să spunem clar că noi avem primari prin care lobăm anumite întrebări. Dacă noi reușim, măcar să ajungem, mai este încă fondul ecologic care trebuie de-l rupt și de-l tras tot așa, mai sunt diferite fonduri de este care sașii cu bani unde aici împărțesc cum vor ei, pe culoare politică, pe ochi și așa mai departe, pe cât e el de pionier sau cât e el de... Noi știm lucrurile astea. Deci dacă noi ajungem la o reală decentralizare, dar noi încercăm prin diferite metode, calmul încearcă prin diferite metode, inclusiv prin primarii noștri care astăzi mai avem acolo. Părerea dumneavoastră, primarii care vor merge ca și candidați independenți în campania parlamentară, vă dau exemplu, în campania parlamentară, ei mai degrabă vor, nu ca și independenți, eu cer scuze, din partea anumitor partide, să zicem așa. Ei în Parlament, ajungând în Parlament, vor reprezenta partidul sau totuși memoria asta instituțională de primar, de relație cu calmul, cu foști colegi din calm, din apele, îi va face să facă lobby pentru dumneavoastră sau se vor supune partidului? Noi, stați o țară, prima clar lucru că dacă va merge pe listă de partid, primarul acela va avea anumite obligațiuni morale față de partid. Dar uitați-vă chiar colega noastră, Bodnarenko. Noi avem câțiva primari în Parlament. Bodnarenko. Și ei, clar că ei acolo, Partidul Comunist și așa mai departe, dar ea, în cadrul partidului, prin trânsa noi, apropo, foarte multe lucruri promovăm. Da. Prin a nostru de la Pele, cum îl cheamă, Ștefan Vlas. Ștefan nu e mai pasiv. Mai pasiv o țară, dar oricum, el, vedeți, fiind chiar din două formațiuni politice diferite, Ștefan Vlas, de exemplu, deputat, care de la Pele și Lena Bodnarenko, ei până la urmă, dacă ați observat, găsesc limbă comună când vine vorba de administrație publică locală, pentru că oamenii ăștia sunt trecuți de acum prin pâinea asta. Deci, deja vorbiți despre soluții de lungă durată sau de durată medie, de lucruri strategice. Eu v-am întrebat de lungă durată. Eu v-am întrebat concret. Acum avem mulți aleși locali și primari care sunt supuși presiunilor politice. Ei ce instrumente au? O singură frază. Надо выжить до декабря. Да не согласись, в декабре проснемся в другой стране, я не понимаю. Permiteți, eu am să mai adaug câteva, sau vreți să treceți. Da, doamna Elena, când eu am vorbit și după aceea să revenim la dumneavoastră. Într-adevăr, colegii mei au dreptate, pentru că toate aceste elemente sunt extrem de importante pentru o administrație publică locală, dar atâta timp cât astăzi ne guvernează un regim așa cum este el, pentru că acest regim aplică aceste presiuni, pentru că acest regim intentează fabrică dosare penale primarilor, consilierilor, aleșilor locali de diferite niveluri. Atâta timp cât acest regim va fi la vârful, la conducerea țării, din păcate nu se va schimba nimic. Însă, ce facem noi astăzi? Ce facem noi astăzi? Doar o mică precizare. Atunci când vorbiți despre regim, nu uitați, doamna Grețco, că acest regim sunt oameni. Asta sunt acei procurori care pornesc dosare, acei judecători. Vreau care să ajung la asta. Deci asta sunt oameni concreți, care știu foarte bine că ei participă în procese politice. Vreau să ajung la asta. Eu cred că acei judecători care au judecat cazul lui Filipov din Tăraclie știau foarte bine că asta este o făcătură de dosar. Și știau foarte bine că în CSJ acesta va câștiga. Natalia, nimeni... Deci acest regim sunt oameni concreți. Nimeni altcineva, ca partidul nostru, știe exact pe nume fiecare ofițer de urmărire penală, procurori, anchetatori.
Exemplu, ei astăzi se simt intangibili. Ei consideră că dar cine vor impune? Natalia, stați un pic. Cine impune? Îi impune cineva să facă, nu? Că nu fac ei de sine statători și iau decizii unilateral. Normal. Îi impune cineva. Asta și, la asta și-am vrut să ajung cu ideea mea. Da, într-adevăr, ne-au rămas puține mecanisme de care să ne folosim, și primarii inclusiv, și aleșii locali. Este un an electoral. Datoria noastră și morală inclusiv și datoria față de obligațiunile pe care le avem față de partidele în care facem parte, e să discutăm cu oamenii, să-i convingem când merg la urnele de vot să-și dea seama pentru cine votează, pentru că atâta timp cât vor pune ștampila acolo unde scrie Partidul Democrat sau Partidul Socialiștilor, ei își semnează un angajament pe următorii 4 ani că vor trăi în aceeași țară. Acest mecanism va funcționa în momentul în care toți primarii aleșii locali se vor consolida și vor discuta cu oamenii lor în raion. Pentru că cine îi așează în fotoliile de deputat, de președinte de țară? Tot noi, cetățenii. Dumnezeu, toți primarii, dar acum, chiar la începutul emisiunii, domnul Relianu ne-a dat statistică, 600 din 897 de primari sunt deja membri Partidului Democrat. Și aici vreau să trecem la concluzie, să vă întreb. Pur matematic, nu contează, e vorba de PD, PLDM, când au fost timpuri mai bune pentru PLDM, PCRM. Deci, matematica asta chiar funcționează așa de elementar, ai apăsat butonul, lumea a votat. Deci faptul că toți masiv au trecut la PDM înseamnă că în toate aceste localități garantat primarii vor merge și vor face campanie pentru PDM și oamenii vor merge ca turmă și vor vota PDM. Da, eu vreau să înțeleg. Din experiența dumneavoastră, pe scurt, ca și concluzie. Da, ca și concluzie. Deci oamenii în localități, ei fac o divizare foarte clară. Când este vorba de alegerea la nivel local, primar și consiliu local, oamenii se orientează către, da, problemele satului, cine ar fi mai bun, calitățile lui și așa mai departe. Dar când este vorba de alegeri parlamentare, cât de bun primar n-aș fi eu? Și chiar dacă pe mine m-a votat 80 ceva, 85, 87, cum spunea un coleg de-a meu, că tu ești demn de un dictator african cu procentele care te-au votat pe tine oamenii, nici eu n-am spot niciodată să întorc până la urmă. Pentru că oamenii, când e vorba de parlamentare, ei parcă își schimbă ceva în cap. Ei altfel gândesc. Mă înțelegeți? Atunci oamenii devin pradă la foarte multe lucruri, mass media, dacă vreți. Da. Și atunci deja ei nu mai ascultă primarul sau consiliul local, el ascultă televizorul, înțelegeți? La oameni se petrece o metamorfoză în cap. Dar cine la noi controlează televizorul acum, în mare parte? Și mai este încă un lucru care am vrut să-l știarțăm, să-l spun, că știți, uite, deseori când erau arestați primarii, care mai ține minte, da, țineți minte, domnule primar, când s-au început atunci show-urile cele cu maschi show sau cum le zicem noi, când au venit, l-au pus primarul jos, l-au mascați, l-au dus. După aceea e clar că primarul a ieșit, cum îi zice, procesul a fost câștigat. Dar cine a spus din televiziunile cele care au arătat lucrul ăsta și au murdărit primarul acela și i-a stricat viața, familia, el are părinți, el are copii și prieteni și așa mai departe, cine a ieșit să spună de la televizor, fraților, scuzați-ne, n-am fost greșit sau măcar cum se zice la voi la televiziune, o erată de asta care spune că scuzați-ne, noi am arătat un reportaj. Exact. Înțelegeți? Deci după arestării omul a fost supus linșajului mediatic, după ce a câștigat în instanță. A, și îmi trebuie să vină să... De Doamne, măcar câteva portaluri online să scrie despre asta. Da, dar exact. Aici e problema, că se murdărește pe omul până la infinit, ca după aceea nici nimeni măcar să-i spună, băi, scuze-mă. Cam bagul cel, pe urmă, du-te și dovedește, da, că n-ai fică. Că tu n-ai copii, da, că tu n-ai fică, da. Doamna Grițco. Eu totuși sper și pe alocuri sunt sigură că nu e chiar așa, pentru că nu mai poți minți cetățeanul în ziua de astăzi. Este mult mai documentat, chiar și acel care trăiește la sat. Să știți că noi am făcut recent la fel o tură prin satele țării noastre și am rămas plăcut surprinși că oamenii de la țară cunosc despre politica din Republica Moldova, cunosc ce se întâmplă și asta ne bucura foarte mult. Nu mi-ai poți cumpăra cu un kil de paste făinoase sau hrișcă sau cu un kil de zahăr. Nu-i poți cumpăra cu un Jack Daniels falsificat prin colț la bar. Deci eu totuși am speranța că oamenii realizează momentul decisiv
când merg la urnele de vot. Și sunt sigură că anul acesta, într-adevăr, este unul foarte important pentru soarta Republicii Moldova și sunt sigură și am încredere în cetățenii Republicii Moldova că își vor face alegerea corectă și nu vor mai permite ca în următorii ani să trăim în această mizerie. Asta este speranța mea. Domnule Raileanu. Eu, în primul rând, consider că ceea ce facem noi astăzi are drept scop să contribuim la însănătoșirea societății. Sper că... Știți, treaba noastră să discutăm problemele țării. Și nu contează de unde aceste probleme vin. Eu cred că trebuie să ajutăm pe cetățeni să clarifice ce procese negative au loc în societate, ce avem de schimbat în această societate. Și dacă e vorba de scrutine electorale, să aleagă oameni potriviți, partide potrivite, care demonstrează prin ceva că, într-adevăr, sunt consecvenți. De ce spun? Pentru că partidele pot să schimbe și să se transforme în același balaur cum a fost partidul trecut, dacă va continua aceleași practici de intimidare, de corupere politică, financiară, aleșilor locali. Consider că scopul nostru sau concluzia care am putea să o facem astăzi în al 8-lea an de la ziua de naștere a calmului este că trebuie să fim consolidați, să fortificăm această organizație, să ne stăruim, să găsim tot ce este comun, pentru că noi venim cu bagaje diferite, avem apartenență politică diferită, dar avem foarte mult comun și până când reușim. Și să lucrăm mai departe. Iată, în principiu, început să mă spune că una din pârghii este organele de drept, de represiune, și aici cred că calmul încet, încet transformează o echipă de juriști care să ajute primarii. Iată și cazul doamnei Nicoleta Malai, cred că ar fi un caz care ar trebui foarte bine studiat. Poate să fie și niște greșeli din partea ei, dar noi avem o suspiciune că anume să urmăresc greșelile și din niște motive politice, nu infracțiuni, dar greșeli ca să poată fi inițiată. Da, dar însă și faptul că femeia a fost primăriță a fost transferată din arest la domiciliu în arest intervențiar, având un copil mic. Da, da, deci asta este grav. Nu este normal. Eu cred că aici nu contează din care partid vine, că e primar sau nu e primar. Este vorba despre lucruri inadmisibile. Eu consider că nu trebuie să isteritizăm populația. Trebuie să fim calmi, să muncim. Calm consecvent. Ca calmul. Calm ca calmul, dar scuzați, permanent, să avem exact direcția, scopurile destul de clare și să le urmărim. Dar ideea de a forma o echipă de juriști în cadrul calm este da, un foarte și bun. Și continuăm cu lupta pentru descentralizarea finanțelor publice. Aș vrea să mai amintesc o dată că la Strasburg se pune întrebarea, eu o susțin, am ridicat-o, cu crearea unui tribunal internațional pentru lupta cu corupția. Sper că e vreme, e timpul deja să fie așa un tribunal, mai ales pentru state al de Republica Moldova, care sunt mici, care le bate vântul dintr-o parte în altă. Mai a fost o idee care o împărtășesc mai mulți, de a declara țara incapabilă de a se autogestiona, pentru că, într-adevăr, fuge populația, se fură în așa proporție. Și atunci să apelăm la, eu știu, la Organizația Națională Unită sau cineva să instaleze un comisariat pentru o perioadă de timp. Haideți să mă optimiști. Domnule Ileanu, să mă scuzați, eu sunt împotriva cenzurii în emisiunea mea, aici e o insulă de libertate, dar nici chiar așa. Haideți să nu recunoaștem în emisie directă că noi suntem niște impotenți de a face schimbare în țară. Sunt niște idei în societate care noi trebuie să nu facem. Da, merită de dezbătut, dar totuși. Să băgăm capul în nisip și să nu reauzi. Eu sper că noi, dumneavoastră, ca reprezentanți ai apeleorilor, totuși aveți cu ce și nu e cazul să apelăm la ONU. Totuși suntem capabili să ne gestionăm. Eu mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Nu știu dacă... Nu știu dacă am reușit să răspundem la toate întrebările. Din partea noastră, să știți, aveți o platformă liberă la care permanent puteți să apela și permanent vom discuta problemele cu care vă ciocniți dumneavoastră. Eu mulțumesc foarte mult. Nu ne revedem mâine la ora 20:30, ca de obicei, noapte bună!